Suntem în direct pe pagina de Facebook a Muzeului Astra, direct aici la Noaptea Muzeelor. A trecut prin cadru cu tot cu mesajul Cultura Contează domnul director al Bibliotecii Județene Astra, domnul Silviu Borș, care iată ne este alături. Acum ca să dăm puțin din casă, a venit ceva mai târziu, dar face, dar tot de la serviciu. Tot de la serviciu, exact. Cum merge? Pe acolo cultura contează cât se poate. Trebuie să conteze în orice împrejurare, nu-i așa, domnul director? Vorbim despre care cultură? Doamne ajută! Evident că nu mai prin cultură suntem. Așa este și de aceea ne-am întors, iată, la lingură de lemn și la ceaun, nu? La ceaun. Oricât de metaforic ar putea să sune, vorbim la modul propriu. Ce au pregătit colegii dumneavoastră aici? E o rețetă de gulaș. De gulaș. Da. Tipică a dealului. Nu sunt eu specialistul de data asta în acest gulaș. Este colegul meu, Carlos Armani. Super. Și e aproape gata, nu? Mai avem chiar un pic, dar vreau să spun că i-am mai încercat rețetele lui și au fost reușite întotdeauna. Vă aștept. Mulțumim frumos pentru prezență. Bună seara. Bună seara, seara sărumâinile. Doamna Cristina. Bun, este gata. Aici imediat. Colegii de la Filarmonică. Mai punem găluștile și veniți, gata. Veniți la gulaș muzical, la concerte. Bun. Bun, i-ați auzit pe colegii de la Filarmonică. Mulțumim. Bună seara. Povesteam zilele trecute pe pagina noastră de Facebook oficială despre o doamnă drăguță care era între doi domni. Acum atunci când... celelalte două doamne. Alte doamne, două drăguțe. Să rămână. E altă oboseală aici după atâta muncă. Suntem în direct pe pagina noastră de Facebook. Este căldură. Bun. Păi căldura vine de la oamenii buni, doamna Galater. Ce ați pregătit aici? Celebra? Da, celebra tocană de ceapă. Tocană de ceapă, se și vede. Și aproape gata? Sau? Nu, mai durează. Mai durează pentru că e o mâncare care cere timp. Ce bine că așa am și anunțat, că bucatele sunt aproape gata, nu sunt gata. Bun, ok, ați auzit, mulțumim. O să continuăm. Și aici l-avem pe un director ajung care ne încântă și ne cântă în timp ce pregătește. Sus, Românie, sus! Paprikaș de pui sau ostropel de pui. Ostropel de pui, exact. Ostropel. Suntem la etapa a doua, acum începem să pregătim sosul. Bun, bun, deci mai durează și aici. Trecem. Spor la treabă, domnul director. Bun. Bună ziua, bine ați venit. Vedem ce e aici. Aici se face o degustare de produse. Aici. O smine faine, mă, priți. Doamne ajută. Bine ați venit. L-avem aici pe colegul nostru și prietenul Doru, care... Ce e aici, Doru? Tradiție locală aici, este aici. Ce e aici? Suntem direct aici, pe pagina de Facebook a muzeului. Foarte bine. Aici să sperăm că nu facem ceva necugetat. Acum servim bere Sadu. Am înțeles. Facem și un pic de reclamă, dar tot e tradițional. Asta, da? Care ne servește în seara asta cu bere Sadu și cindrele. Bun, dar care e faza cu ciocanul ăsta? Păi acum imediat o să vină să... O să vină să dă încep la butoi. O să fim prezenți aici. Mulțumim, Doru. Și aici ce se pregătește? Fasole sau ce e asta? Fierbe. E ceva care fierbe. Ok, suntem aici. Bun, mergem mai departe. Aici l-avem pe domnul Budrală, care ne este alături. Mulțumim pentru prezență. Suntem în direct pe pagina de Facebook a muzeului, frumos preparat. Unde-i balmoșul? Acolo? Aici. Bun, deci urmează să fie balmoșul pregătit de domnul director al festivalului Astra Film, domnul Dumitru Budrală. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Da, bună seara! Bun, încă două doamne drăguțe pe care le-am reprezentat zilele trecute pe pagina de Facebook a Muzeului Astra. Bun. Ce preparat este acesta? Ciorbă de fasole. Ciorbă de fasole. Și tarhon. Minunatul tarhon. Ok. O să revenim când e gata. Hai, mă, aici.
O să surprindem un moment în direct. Trebuie să fie spectaculos, Doru, nu? Acum vedem. Acum vedem și noi, vedem, toată lumea vede direct. Dar sperăm că nu ne țâșnește la toți în față așa. O să vadă lumea pe Facebook, nu-i problemă. Voie bună, doamnelor și domnilor, la noaptea muzeelor aici la Muzeul Astra. Foarte lume, multă lume prezentă. Imediat. La un așa festin se cuvine și o bere tradițională. Haideți! Să vă invit la o bere tradițională de la Sadu. Dați-i drum! Bun! Iată că am avut și o premieră aici la Noaptea Muzeelor. Vedeți aici pe Colin Farrell din Muzeul Naiei Liber din Dubravă. Unde gătiți, domnul Robu? La echipa de la Șatra, de lângă Târgu de Țară, la okay. Ciorba de Oaie. Deci să mergem acolo, la Ciorba de Oaie. Să înțelegem că nu sunt gata, nu? Așadar, porțile sunt aproape gata. Vă așteptăm să ne fiți alături.